Bună seara! Dragi cetățeni, eu îmi cer scuze pentru acest live târziu. Înțeleg că în aceste clipe are loc ședința Comisiei Economii, Buget și Finanță, neanunțat de nimeni și neînregistrată. Înțeleg că aceștia vor să închidă sesiunea parlamentară. Bună seara! Bună seara, eu îmi cer scuze! Mii de scuze, dar ați anunțat cumva că comisia asta care loc? Ei sunt înregistrate? Ați anunțat membrii? Noi suntem la ședință. Unde este înregistrarea video? Eu vreau să întrerupeți ședința. Până în momentul în care există înregistrarea video. Ce înseamnă asta? Eu am rugat consiliția asistenței sau angajații comisiei să fim anunțați, toți membrii. Dacă este ședința comisiei. Și acum dumneavoastră la ora 9 seara, faceți ședința Comisiei Economiei. Ce faceți? Împărțiți milioanele? Schemele? Vă rog frumos să întrerupeți ședința. Acum, până în momentul în care vine presa și vine înregistrarea video. Asta este inacceptabil. Într-o democrație, într-o republică parlamentară, să faceți așa ceva. Nu, tu nu mai jos. Domnule, unde vă aflați dumneavoastră? Sunteți în Parlament. Întrerupeți ședința. Secretariatul, oameni buni, vă rog aduceți aici înregistrarea video, să înregistreze tot ce se întâmplă aici. Acum, vă rog frumos. Okay. Da? Cine pentru amendamentul domnului Mudreac? La mine acum sunt acușa să se termine bateria. Vă rog frumos. Domn președinte, vă rog să faceți pauză la ședință. Cine pentru? Deci oamenii acum împart milioanele. Pe la primărie. Domnul Olenic, a chemat să înregistrarea video, cum așa se face? Unde este înregistrarea audio? Opriți acum totul. Vă vedeți țară întreagă acum. Alege cuvintele, nu pe toți. Care tu de ce te porți așa cu tot? Păi dacă aduceți înregistrarea video, oameni buni. Suntem în Comisia Economiei, în Parlamentul Republicii Moldova. Fără niciun fel de înregistrare audio și video. Ce înseamnă asta, oameni buni? Noi suntem Comisia Economiei. Aduceți acum înregistrarea video. Oameni buni, vă rog frumos. Doamnă, v-am rugat ziua să mă anunțați când o să fiți ședință. Nu m-ați anunțat. Vă rog acum să aduceți video. Imediat! Imediat! Radu, așa zic și filmează! Eu aștept! Nu, dar ce? Eu trebuie să filmez, ești deputat! Eu sunt membru al comisiei, supleant, în locul lui Alaiba și am drept de vot și vreau să analizez. Dar vreau să fie înregistrare video. Acum! Dar pe ce? Eu trebuie să înregistrez! Eu trebuie să înregistrez! Dacă nu înregistrez, participi! Păi aduceți înregistrarea și opresc video! Acum, eu să înregistrez. Eu știu secretariatul Parlamentului. Mi-ați vă dat seama, domnul Gvatic, eu înțeleg că mi-ați văduși ambasadorul Rusia, dar nu lăsați haos, țara asta în haos. Pe mâna lui Șor, vă rog frumos. Unde este priză aici? Cam, ce să vă rog o priză?